Salut, prietenii, sunt Alex și vă să vă arăt ce am instalat pe un telefon de autentic cu pisici. Este ceva foarte stabil la care eu am gândit să fac un film despre asta și o să puneți telefonul chiar acum, ok? Telefonul va porni dintr-un buton. Trebuie să ținem doar câteva secunde, nu-i bricked. Samsung Galaxy Young Duos. I-am făcut un backup la Sendo Pirate, dar din cauza că dacă nu sunt satisfăcut de adică nu prea mă bucur de ROM-ul customizat, mă duc înapoi, dar o să-l probez câteva zile, dar... Ia uite aici. Cyanogen Mod. Cyanogen Mod. Da, Cyanogen Mod este un sistem de operare la care mamă, deci... Welcome. Bun venit. N-a găsit cartea SIM. Merge internetul, ok? Acum merge internetul. În alte ROM-uri customizate de Cyanogen, zicea că nu merge Wi-Fi-ul. Acum că merge Wi-Fi-ul, o să vedem ce are. Acum merge Wi-Fi-ul, merge perfect. Conectat. Acum vom seta. Zice Make it Google. Nu acum. Următorul va fi că telefonul ăsta mi aparține mie. Starting up și avem Ice Cream Sandwich. Avem Ice Cream Sandwich pe Samsung Galaxy Young Duos. Un sistem de operare adevărat. Cât ai zice? True. Ăsta claxonează mafa mea după party. Mută-te, mută-te! Deci avem GTS 602, CyanogenROM cu versiune de 4,0,4, GTS, GTS 6102. Versiunea asta cred că e reală, perfect, este reală, nu este o turtă dulce, perfect. Ea să regu ține puțin, de vreo câteva minute. Este un upgrade la care am beneficiat de ea. Să vedem ce mai instalăm. Ce putem să instalăm pe el. I-am făcut copie la Android. Putem să băgăm Talking Angela. Putem să băgăm mai Talking Angela. Să vedem cum o să iasă mai Talking Angela sau... Talking Tom, îmi trebuie Opera Mini. E un Cyanogen ROM la care pot să pun widget, pot să pun măcar, cred că, ceasul. Analog clock. Ei bine, măcar este un Cyanogen ROM foarte, foarte interesant. Am făcut upgrade la turtă dulce la... Ice Cream Sandwich, un sistem de operare adevărat, fără să mai zică că e gingerbread, că am decompilat fiecare ROM customizat înainte să-i dau upgrade, că dacă îi faci nougat, tot dulce e. Deci, nu merge camera, ok? Zice că nu merge camera. Nu merge camera, ok? Nu merge camera foto. Can't connect to the camera. Ei, da, nu merge nici camera, nu merge nici să suni, ok? Nu poți nici, nu poți nici să suni. Nu poți nici să suni. Mobile network not available. Nu mergi nici să suni, nici să faci poze. Dar omul ăsta customizat, îi dau din partea mea nota cam 6. Nota 6 pentru omul ăsta. De ce? Pentru că Bluetooth sunet este și că silent. Ce sunet e ăsta? Scienton. Hai, Dinamo!
Mă, să eu n-am gemul ăsta pentru Samsung Galaxy am dus. Mă, creeper, dacă ai un Samsung Galaxy Pocket, îți las link-ul către el, că l-am găsit pe net. Am făcut săpături pe internet pentru el. Am făcut săpături pe net. Să vedem dacă merge Acer Droid, ok? Dacă merge Acer Droid. Că e prin Bluetooth, să verificăm. Să verificăm cum ai Android sistemul de operare. Să verificăm cu el. Foil Launcher, Secret Wallpaper, Mozilla Firefox. Am deja altceva. Am backup-ul pentru Samsung Galaxy Pocket, pentru Samsung Young Duos. Pentru Samsung Young Duos. Telefonul ăsta. Păi, putem să facem aproape ce vrem. Păi, mai Android. Păi putem să intrăm pe internet. Stai, iconița aia zice că e gol. Faster browsing. Instalare. Adică loading. Să dăm accept. Și să căutăm. Super. Super epic mod. Să se încarce. Perfect, gata, s-a încărcat. S-a încărcat Android-ul, dar dacă tatăl meu zice că nu pot să schimb sistemul de operare, eu zic că pot, de la tortă dulce, la spre sandwich. Boom! Dragă oameni de pe OLX, vă vorbește un super agent Alin pe care a luat un telefon de atant cu pisici. I-a făcut upgrade la 2,3,7 la ice cream sandwich. Se poate rula o versiune puțină de Instagram, dar din păcate TikTok nu poate rula. Dacă vreți upgrade-ul stabile, contactați-l pe forumul Inside Developer și va căuta săpături pe internet pentru romuri care sunt versiune adevărate, nu fake. Eu verific că fiecare versiune Android să nu fie fake, adică dacă vrei nouga și eu găsesc că e turtă dulce încă și găsesc cifre false, la asta nu pot să ajut. Da. Căutăm super epic. Mamă, cum se vede, ești nebun. Mamă, cum se vede, să vedem pe Twitter cum e. Măi, aproape ora greșită. De ce zice că e 86? Cât e ceasul dracului? Mamă, deci... Am găsit sistem de operare real. Mai ceva ca PaceGIM. Deci, stai mă puțin, dacă găsesc că super PaceGIM. Deci, să verific ploaie de stele pe el. Ok. Să căutăm pe internet. Unii devin chiar nebuni. Uneori are ori nu merge un lucru. Stați să văd ce am eu. PaceBIM, Super PaceBIM, păi te poți să trimiți Super PaceBIM de pe alt telefon. Android Axe Free. Îți dau să cam mai talking Angel, zice că apiu e Jelly Bean, Jelly Bean, Jelly Bean, ba! Talking Angela, mai Talking Angela pe Jelly Bean. Dă-ți dracu Jelly Bean-ul, că eu sunt ice cream sandwich. Să vedem mai Talking Tom cum rămâne. Să vedem ce versiune necesită. A 2 4,0,3. Bingo. Merge perfect. Deci, să căutăm cu firul ce... Au! Uneori am presimțirea că nu prea va să meargă Twitter-ul. Vedeți? Se vede că logo-ul, dar nu știu de ce. Hai să intrăm pe YouTube, ok? Hai să intrăm pe YouTube să vedem cum mă arăt eu pe YouTube. Super epic mod. A, mă văd mare, băi, 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 să fac! Mamă, deci, e să ai un alt mod.
Este un acemut, deci nu cred. Tu că... Ai, bă, bune. La cât de mare e, nu poți să pun nici playerul. Bă, dar nu mergi. Mergi odată, player. Bă, nu poți să vezi, dar... Ba da, vezi. Nu poți. Tăți! Fine să zic o vorbă, dar... Tăți! Traci! Da, soft! Bă, da, termină să mai... zice că sorry, this video cannot be played. Mă, dacă zice că Super Epic nu poate fi așa... Și ceva... Eu o să redistribui câteva fișiere, să pot să știu ce... Android mai rulează, că... Da. Să vedem, ok? A, da, YouTube Share. Da, YouTube Share. Accept all, ok? Îi dau accept all. Păi să și pornim un Bluetooth, că... Mamă, ia uitați cum mă văd. Ia uitați cum mă văd. Este un ice cream sandwich cu o versiune stabilă pentru Wi-Fi. Dar să ai un ange modul de pe internet zicea că nu merge Wi-Fi. Dar am găsit eu o versiune mai letală. Adică working. De ce zic letală? Habar n-am. Settings. Pornim Bluetooth-ul. Și acum verificăm că avem acces. Cred că avem acces la hotspot Wi-Fi cu Bluetooth. Dacă este un saunagen gen adevărat, înseamnă că are caracteristici. 3 pași pentru a verifica un sistem de operare fals. 1. Verificați ce are setările. Ok. Dacă voi vreți Jelly Bean, toată lumea știe că de la Honeycomb în sus și ice cream sandwich poți să ai abilitatea capabilă să distribuie internet prin Bluetooth. Dacă este Jelly Bean și nu apare în listă setările de Bluetooth tethering, înseamnă că e un sistem de operare fake, este încă turtă dulce. Îi schimbă doar puțin aspectul prost. Dar putem să încercăm, pentru că zice că nu merge să vorbesc cu mama la telefon, deci nu pot să vorbesc cu ea la telefon, pentru că custom ROM-ul ăsta, call, zice call, not work, camera nu merge. Dar ce putem să facem altceva? A Bluetooth. Hai să luăm ca probă Xperia Rei, o să vedem dacă se detectează între ei, ok? Se detectează. Mamă! Hai să ne asociem. Și poc! Să trimitem. Merge în ghibă zepic pe ăsta. Hai să vedem. A, scoate notificări. Să verificăm ce are. Are tapet stele, live wallpaper, are. Să instalăm și SuperPaste Beam și trebuie să dăm pe default să fie package installer. Îl instalăm, de ce nu? Îl instalăm, că m-a dus mintea. Zice că s-a instalat mai Android, ok? Am mai Android. Acum să verificăm dacă sistemul de operare este cu adevărat. Ice cream sandwich. Wow. Camera nu merge. Apel? Nu! Vă se conectați la Wi-Fi că merge. Hai să mai găsim niște aplicații, dar problema este că Gaps nu va să meargă. Deci ok, poți să instaleze Google Maps, dar alții zic să nu o facă, e lăguit. Să găsim niște live wallpaper, ok? Le găsim live wallpaper, live wallpapers, poate să fie Paste Beam, Super Paste Beam, să vedem ce este. Asta nu merge. Paste Beam. Asta e instabilă. Bubbles. Cum se face că live wallpaper-ele pe Ice Cream Sandwich nu merg? Au!
Începe ăsta să mă calce pe nervi. Holospiral. Păi, mami, mea este că uneori live wallpaper merge, dar refuză să intre în contact cu el. Devine cât de cât cursiv. Știți cum devine? Devine prost. Uite firul meu să-i zic prost, pentru că ar merge un live wallpaper. Vă uitați care merge. Merge doar Nexus, ok? Merge Nexus, dar că merge Nexus. E un live wallpaper și ăsta. Dar Pace Beam. Dacă îi dai set la wallpaper, nici nu încarcă. Pentru că încă nu s-a făcut implementă pentru dați fine să... avem Spectrum. Care nu vrea să meargă penibil. Voi să vedeți cum merge. Ia uitați-vă ecranul. Ia uitați-vă ecranul cum l-a făcut. Tot asta dovedește că romul customizat este foarte, foarte interesant, doar că unele live wallpaper nu merg din cauza la Ice Cream Sandwich performanță și instabilitatea. Spre deosebire de Xperia Ray, nu are nimic el, dar... Nu o să meargă el câteva caracteristici. Nu că le-aș forța eu să repar eu camera foto și sus, spre sus, să dezvolt eu. Încă nu sunt pregătit să dezvolt romul ăsta customizat să-i continui update-ul, că mă dă în judecată X dacă fac eu prostia să repar în România. Ok, o să fac cu Android la încărcat, la calculator, să pot să instalez pe el. Doamne! Doamne! Uneori când pui saionagenul, eu pot să folosesc saionagenul, eu încă pot să folosesc, dar nu pot să folosesc ca telefon personal să mă poată suna mama că după aia o să fie îngrozitor. Și nici nu pot să fac poze cu el. Decât screenshot! Decât screenshot! Vreți să vă arăt screenshot cu el? Devine puțin afurisit. Știți cum devine el? Devine afurisit la zero. Sau ce zice? Da. Sau în audio lasă Trevor Mobile OBEX. Nu poate să dea start. Dă singur start. Ți iau eu reinstalarea. Cannot start. Sigur că fără port. Fără să moare, parcă ar muri el dintr-o secundă, știți cum? Asta e un agent, nu încă mai are asta, pentru că zice că pot să conectez asta. Asta merge încă de la tortă dulce până la Jelly Bean cu o confirmare. Asta nu e ca tortă dulce, ok? Pentru că și pe Ice Cream Sandwich... Și pe J-Bin mai întâlnești dialogul ăsta, așa că poți să dai turn on pentru siguranță. Adică turn off. Să vedem cum stă lucrurile. Păi stă lucrurile foarte ok, doar că trebuie să copiezi. Trebuie să copiezi cu maestrie ceea ce vrei să copiezi. Nu că zic eu. Dar...
A zice ceva. E instabil. Cred că trebuie reconectat cablul și să-l pun în alt slot. Măi, să vedem cine-i de vină. Că USB-ul n-are cum să fie faultat. Că n-a menționat USB-ul, ok? Samsung OBEX reparat. Driver reparat. Știți cum? Stați să văd ADB-ul. ADB. Stați să felimin proasa su. Păta nu vrea. Aici ajung. Nu vrea să meargă din cauza că așa a vrut el. Căutăm dispozitive atașate. Zice că nope. Cum adică nu? Mie mi se pare că... Mi-am încerc să prefac USB debug-ul. Păi ADB-ul ar trebui să meargă. Zice că ADB, ok? Root access. Zice că root access numai la aplicații. Ei, lasă că... Dau restart la USB, dau restart la... Astea, știți cum... Nu merge. Absolut, nu merge să pui tu ADB-ul. Și ce trebuie să-i fac? Mă, eu jur că îi dau restart la Android sau îi fac eu ceva, că... Bă, zice de toată nebunia asta. Da. Androidul nu suferă de nimic. Și ce vreau să zic eu? Că driverele nu eșuează, dar trebuie să îl testez pe ăsta. Nici nu va să apară USB debug-ul, driverul. Știți cum apare? Că zice că e enabled, dar nu vrea. E stupid câteodată, dar... acum merge. Merge amândouă driverele. Nu, ăsta n-are memorie internă, dar doar externă, pe card. Stai să copieze My Talking Tom, ok? Copiez My Talking Tom, că zice că e FAT32, dar abia... Foloseam cardul de memorie, deci mersi man, mersi mother sau father, amândoi. O să pot să pună nebunia asta. O să pot să copieză și Angry Birds Epic. Hai să copiem Super Epic. Încă mai avem nevoie. Da. Ce zice de Angry Birds Epic? Sau Super Epic? How about Angry Birds Epic? Da. Puteți să copiem. Să verificăm dacă încă merge. Dar ca să accesăm cardul de memorie, adică memoria, trebuie să-l deconectăm. Deci o să copiez câteva aplicații, nu durează mult. Stați liniștiți, stați calmi, că rezolvă Alintex și-am tot. Ok. Deja am făcut totul, ok? Am făcut totul, trebuie doar să-l deconectez de la altă sursă. O să dă, zice, preparing SD card. File manager. Că vrea el file manager. Auzi, file manager. Ok, Androidul ăsta uneori vrea să meargă, dar uneori Androidul e puțin cam încăpățânat sau cam nesimțit. De ce zic asta? Pentru că... Devine Androidul din ce în ce mai bun, adică...
Bă, da, chiar. N-are nimeni rușine. Trebuie să... Mă duc să joc și scum. Mă duc să descarcă jocul, adică o să-l pun eu pe fundal. Oh, da. Engi Birds Epic cum merge. Putem să instalăm Engi Birds Epic. Dar Engi Birds Epic nu cred că s-ar putea rula. Vă zic eu că nu se poate rula, dar o să încerc și Metal Kingdom să vedem ce se întâmplă și cu amândoi. Deci o să fie aici Metal Kingdom și Angela. Ok? Ăsta o să fie Metal Kingdom pe Sion Argent. Încercăm să rulăm Metal Kingdom. Ne dă... Talking Tom has stopped. All right, cred. Dar asta nu o să fie un capăt de crize, că dacă vrei să copieze super epic, fă o copie sau a zice move sau rename sau copy. Unde mai e copy? Da, aici e copiere, dar cele cu gri sunt selectate, cele negri, cele albe sunt de necopiat, deci. Trebuie să mă duc pe SD card. Că n-am root pentru root browser. Android. New folder. OBB. Ok. Să nu-mi dea permission din el că l-am mâncat tăl. A, OBB. Copy here. Go not what? Cum adică nu pot să copiez? E cardul de memorie. Cum dracu să nu copiezi? Perfect, acum zice că folder moved. Mă, nu este că de memorie stricat, ok? Stai să vă arăt. Problema e că cardul de memorie nu e stricat, este un HAMA. HAMA are calitate extra fină pentru telefoane Android vechi și noi. HAMA-ul e cel mai strong. Aș presupune asta. Dar nu cred că cardul e faultat, ok? Că de-abia nu l-am folosit de 2-3 ani, nu am folosit decât în Samsung Galaxy Pocket, l-am hibernat și atât, nu l-am umplut cu nimic. Dar vreau să vă zic așa. Când am vrut să dau copiere la fișier, zice că copiere eșuată, dar l-am dat move. Cred că-i de vină file manager, ok? File manager, faultat. Acum l-am copiat pe... De ce Comrovio Gold are iconița unui contact? Alo, Lorem? Nu, nu e amuzant. Aici avem MyTom, Angry Birds Epic. Să vedem dacă merge. Nu merge. Tăten! Morții lui Lorem. Nu că... Tai de... merge mai Talking Tom. De-abia se rulează pe fundală mov. Voi o să vedeți albastru de la lumină. Cum adică nu vrea să... Am făcut o gafă. Mă, hai să-mi bag picioarele. El dă terminat. E terminat. Terminat un aibi. Tăten. Loremu mătii. Ei, Lorem, du-te tu naibii daci, dă-te trecu daci. Lorem. Păi da, chiar, nu i-a ieșit telefonul din minți. I-a ieșit telefonul din minți. Să pot să instalez măcar un joc care merge. Nu vreau să instalez nici o versiune de Opera Mini. Taci cu Opera Mini-ul că deja să ai un agenul, deja nu mă umple de nervi. Dar mă umple într-adevăr. Că voi mi-a spus că pot să rulez super epic pe versiunea asta. Ei bine, nu pot. Că logic, că nu pot. Că dacă voi considerați că puteți să instalați super epic pe Samsung Galaxy-ul ăsta, Young, sau un agent, vă înșelați amarnic pe training-ul ăsta. Te vine afurisit câteodată, știți că pa. Ai da. Ai da. Băsa.
Păi da, chiar. Nu poți să instalezi pe el nici Candy Crush. Nu poți să instalezi aproape o aplicație pe ROM-ul ăsta. Da, nu s-a dus bateria de tot. Știți cum s-a dus? S-a dus în draci. S-a dus acolo. Toți draci. N-am nimic cu nimeni. Doar că începe să mă enerveze că trebuie să descarc o anumită aplicație care necesită doar Ice Cream Sandwich. Ah, Ice Cream Sandwich, 4,0,3 și... eu pot să descarc, măcar. Nu. Nu pot să descarc. Era o reclamă. Ce reduceri de vară la Cola cu Ana Grande? Fugi mă cu reducerea ta până nu... Au! Stau un picior de vezi numai Loren pe pereți. Ai auzit? Vezi Loren pe pereți. Putem să descărcăm. Putem să descărcăm, ok? Putem să descărcăm de la o viteză foarte mare. Da, putem să punem... Mamă. Devine un saionagen de folosit. Un telefon de la tanti cu pisici, cu saionagen instalat de mine. Păi, dar m-a întrebat ea ce faci cu el. Ei, uite ce -ți fac. Vedeți pe YouTube sau pe Facebook. Bă, dă-te. Nu cred că poți să instalezi Angela pentru telefonul fiicei dumneavoastră. A spus că has stopped. Înseamnă că s-a oprit, s-a stricat, sau... Nu merge să joci. Să instalăm Talking Band. Talking Band the dog. Ah, putem să instalăm perfect, ok? N-avem nimic de adăugat. Avem Angela. La care Angela poate să fie eu instalat. Merge măcar aplicații recente. Bă, da chiar. Cum adică nu merge, bă? Păi cum adică? Zice Ice Cream Sandwich 4,0,3. Am cam pretențioase aplicațiile. Sunt cam pretențioase, știți cum? Stau să testez și pe Sony Xperia Rei. Stați să testez pe amândoi. Da, să vedem că amândouă aplicații trebuie să la probă. Mai bine scărcam versiunea la turtă dulce. Talking Angela turtă dulce. Păi, dar ce memorie RAM are mortul ăsta de rulează? Nu-i zic mort, îi zic Xperia Rei. Ce memorie RAM ar avea a... Amândouă merg. Lasă. Lasă-l în pace, că nici mai Talking Ganja nu e capabil să ruleze. Că dacă are ramulă... Așa vă zic eu, să nu modificați. Nu modificați nimic, să stați cuminți că îl bricuiți și îl duc la Riftbox și la reparator. Sau schimb placă de bază, numai stau cu Riftbox-ul să stau în mortul în ăsta de aplicație. Am testat telefon pe toate telefoanele, majoritatea dintre a. Bă, dar la el rulează, la mine nu. Ba da, merge. Doar că rulează cam puțin. Îmi trebuie un tracking sau un kernel. Cum instalezi un kernel sau un agent? Cum dracu instalezi un kernel? Cum dracu, bă? Uitați-vă, Doamne, Doamne! Bă, ăsta e slow-y. Pe jumătate, uită-te, bă! Să rulăm pe Xperia Rei, să vedem ce... Bă,
Bă, asta devine furisit versiunea de Android. Știi cum îți vine să-i zic? Eu mi-amintesc că eu am vrut să-i zic Attack Ganja pe telefonul mătușii mele, Samsung Galaxy Pocket. Și mie mi-a ieșit o porcărie, o trăgie, o drăcie, la care n-am putut să-i scot nici măcar nimic. Știi ce mi-a ieșit din Attack Ganja pe telefonul mătușii mele? Un cyanogenic croc care m-a bricuit. Tot în dragi, fa. Sau nu? Hold your horses, lumătă! Asta i-a și făcut lui Pinkie Pie Messenger în legătură cu ea pe Flamingo la mai. Adică nu. Doar glumesc. Eu, să știți că eu nu fac postile astea. Ramul ăsta, dacă este puțin cam atât, e momentul să compari Xperia Re puțin cu telefoane de ice cream sandwich, să vedem cum naiba merg. Mai Android? Păi vedem acolo cum stă treaba. 289 de megabytes, de mo. 289 mo. Iar acolo zice că e 340 megabytes, cât e? Iar la Note 1, unde am pus eu Note 1? Asta a fost. Unde l-am pus, mă, pe Note 1? Ok? Unde l-am pus? Unde l-am pus? Unde? Au! Nu l-am pus nicăieri. A scăpat un Samsung Galaxy Poche pe jos. Bine că nu s-a spart, dar o comparație. Niciun dintre ele nu vă să meargă în ghibă de pic. Niciuna. Niciuna. Bă, dar chiar nu va să meargă? E ca și cum nu va să meargă nici super epicul. Vă să vă testez doar, ok? Epic. Amândouă doesn't work. Amândouă doesn't work. Puteți să-mi spuneți ce greșesc? În afară de faptul că am testat pe Samsung-ul ăsta, dar trebuie să instaleze pe turtă dulce, dar indiferent că zice că turtă dulce, Angry Birds Epic zice că has stopped, has stopped, has. Și cine a dat has stopped? Snort a Pirate. Ce aplicație. Da, este un agent foarte bun, doar văd că nu merge nici camera. Păi să verificăm ce mai are, ok? Să verificăm ce setări mai are, că mai are ceva. Lansator, lock screen, interfață, calendar. Nu cred. Pattern. Am nevoie de un pattern cu mai multe puncte. Oleo! Bă, dar chiar mă trimite pe gânduri ăsta. Și ce-mi vine să fac? Mi-e vine să instalez Xposed, gata, instalez Xposed și îi dau send. Verific ce wallpaper mai are. Evident că îi verific ce wallpaper mai are. Pentru că verifică ce wallpaper ai. Are o galerie. Bă, dar sunteți nebuni? De unde n-ai batut? Personalizări. Na, nu, na, nu merge PasteBeam. De ce dracu ară PasteBeam? Că nu merge PasteBeam. Hai mă, că nu merge PasteBeam-ul. De ce dracu arăți că nu merge? Dacă nu vezi că la mine nu merge, tu show navigation bar. Da.
A, e HoloLauncher, dar încă pot să mai trimit ăsta un agent de ăștia. O să mai am sunerii de apel, dar... Păi de... Mintea mea de... Nu mai încerca să instalați PasteBin dacă nu merge. Căutați altă versiune stabilă. De PasteBin, de toate alea, că... Deja începe să fie un sai un agent foarte bun. Doar că va trebui să găsesc o cale să pot să fac ceva la ecranul ăsta. Încă merge, dar va trebui să îi fac o îmbunătățire foarte, foarte la saionaginul ăsta, ok? Bă, da, chiar. Ia uitați cum se vede. Ma, e din cauza că le sucesc eu pe aplicații, bietele aplicații, le-am sucit. Dalkin Ben, cred că merge. Cred că aș putea să testez puțin pe 289 de mo. Dar aveți grijă că ăsta s-ar putea să nu mai se prădăte. Fose gingerbread că ice cream sandwich. Ăsta e ca mortul. Ca mortul lui pește. Am să instaleze Cyan Lock Screen. Cyan Lock Screen și o să-i pun expose după el. Acum că o să pun expose după el și o să-l instalez și o să-i dau reboot. Tu o să poți să pună expose după el. Am să pot să pună expose du la testare și după aia o să pot să instalez și astea reguli. Acum că o să pot să pun astea reguli, să vedem cum o să fie. Și după aia o să vedem pe Cyanogen unde o să mai fie. În adiționalul meu, dar vă vorbi, trebuie să instalez și Cyan Lock Screen și expose și nebunia asta. În care să fac telefonul mai mult securizat. Dar trebuie să aveți grijă pe un telefon mic să nu puneți 6 puncte de paterne. Că după aia, 6 puncte de paterne pe un telefon așa cauzează mai ceva. O să instalez Exposed. Încă un tablet sau un agent. L-am descărcat de pe net, dar folosesc Bluetooth. Cum adică? Nu merge. Păi Apollo este un media player. Cum adică nu? Apollo. Pot să pun melodia lui Shin. Ok? Dar mai întâi vreau să testez Acer Droid. Oh, merge! Merge, merge, merge de tot. Voi să vedem ce merge din el. Acer Egg Collection. Paidă! Fai de mine ce am făcut! Doamne ferește ce am făcut! Doamne ferește ce am făcut! Bu, Doamne! Am instalat atât de multe aplicații care am încercat să le testez încât amețim memoria. Păi card de memorie este un fel de memorie. De ce spui tu că tu nu merge? A, da, ăsta e sistem de partiții, ok? Ăsta e partition system, ok? Partiția System User-ul n-a mers. Nu prea suportă multe aplicații. Nu e Samsung Note 4. Nu e Note 4.
Nu poate să fie not for. Poate să fie nu pe dracu. Doamne, iartă-mă că... Să testăm 4 megabytes pe pați, 50 pe o aplicație amărâtă care nu vrea să meargă. Să verificăm ea să regu. Mamă, de ce ai încetinit? Unii. Hai mă, dă-ți. A, și ceva. Vă jur că asta cauzează instabilitate, că nu va să meargă așa, că mă duc să instalez Xposed. Instalez Xposed? Modul? O să-i activez Cyan Lock Screen. O să dau install și reboot. O să instalăm. Perfect. Doar că o să-i cam ia. Bă, zice că Hello, super user. E înrădăcinat telefonul. Vine cu înrădăcinare. Cum adică? Segment fold. Știți cum a spus? Bă, dar mort mai ești. Ești mort. Îl consider pe exposat mort. Și de ce? Mă, nici nu l-am denunțat pe Talking Ben, adică... Angry Birds Epic. Trebuie să-l instalez că oricum nu merge. Am o aplicație foarte crizată. Trebuie să nu forțez telefonul ăsta în recovery mode să instaleze Xposed, că după aia iese, o să iasă urât, o să iasă cu... credeți-mă, o să iasă foarte urât. Păi, dar ce am mai instalat? Că eu n-am instalat nimic. A, am instalat Aster Collection, ok? Am instalat Aster Egg Collection. Ia să vedem cum iese... uitați-vă. Android 10! Android 10! La 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 la
Unsupport the device. That's tied up. No god. Hai că nu merge. Hai că m-am... Ha-ha. Hai că... Zice că pot să-i dau installation mod, framework. Sau ce trebuie să-i fac? Setări? Install? Flash? La framework? Installation mode să fie așa, ok? Installez. Install update. După aia voi reboota telefonul recovery, după care... zice că segment fault. Zice că nu poate să rebooteze. Pentru că ăsta e ice cream sandwich, zice că segment fault cu romul. Zice că e profilul silențios. Home, night, silent. Să-i dau nota 6 pentru asta. Dar dacă vreți să scapați de ăsta, reboot, recovery. Nu îl rebootez numai să... Devine un telefon foarte, foarte... Foarte... Nice. Dar cum poți să-i pui ice cream sandwich pe el? Păi, ăsta e bună întrebare. Cum pui? Și eu nici nu mi-am dat seama că am găsit asta, punet. Câmp Torino Black Stars Edition Stabil. Install the for Mezi card, choose the for Mezi card. Și găsim repede. Tăcim. Hai, bă, unde mai e? Unde găsesc eu?
Unde găsesc eu? Unde găsesc eu? Știți voi? Am găsit. Am găsit. Știți unde e? Exposed Android Data Dev Rob Android Exposed Files și Exposed Install Recovery. Dar aveți grijă. Aveți grijă că o să o încurcați. O încurcați rău, vorbesc serios. Done. Și acum să-i dăm reboot, dar problema mea e că mă duc să iau un USB-C, că mie să nu te flectez, că dracului. Domnule, atâmă deci. Zic cu dr, pentru că nu se poate cu... E posibil. Deci, i-am pus power off, USB-C, și o să pot să-i pună procesul de salvare. Bă, nu merge. Stai și prost. Nu spune că... N-am băgat bine USB-C-ul, dar în schimb a mers. A mers, ok. A mers. Doar că... Aoleo. Stai să văd cu USB-C-ul dacă merge, că... Parcă îmi spuneți că merge, nu merge, merge, nu merge, merge, nu merge. Coping medium fals, cum scria. Păi, da. Păi, USB-C-ul ăsta, am impresia că merge, doar că USB-C-ul ăsta merge, doar că mufa asta e puțin cam. Nu vreau să forțez mufa, că dacă aș forța, s-ar strica. N-am bani de unde să iau altă sau am bani, dar am multe nebunii de făcut. Am să înnage modul instalat. Scoate un sunet foarte... Mă, de ce mai are bara aia? De unde a venit butoanele astea? Ah, eu le-am activat. Le-am activat fără să vreau. Trebuie să... Asta e navigation bar-ul de care mi-a spus afișajul. Mi-a spus pe afișaj că afișaj. Mi-a spus pe afișaj. Mi-a pus pe afiș navigation bar-ul ăla. Mi-a pus pe afișaj. Afișaj. Am zis bine, da? Mi-a pus pe afișaj navigation bar-ul ăsta al dracului. Aia se vedea urât. Screen of animation. A, da. Pot să fac normal, dar nu vreau eu animație. Ori vreau animație, ori nu. Să fie ca telefonul, hobaia. Da, acolo și tanti cu pisici. Și display și system. Cum o să iasă el? System show navigation bar. Să vedem dacă a ieșit instalarea Xposed. E activat. Instalat, nu mai zice că e server nimic, zice că e gata, activat. Gata, activat tot. Vedem ce avem pe settings. Performanță. Să vedem cum facem noi poze. Facem poze așa. Bă, nu merge așa. Bă, da chiar. Cum fac eu poze la asta? Cum fac? Eu buton de screenshot. Vai, da, e un buton de screenshot. Asta e. Screenshot. Perfect. N-a și mers. Să băgăm pe securitate. Lock screen. Slide. Pattern 6x6. Hai mă că nu merge degeaba. Tot dracu de...
Pattern. Ce lipsește la o nuntă ca urăsc? Freestorm-ul pe aceea pe șină. Marș cu claxonul tău că... Auziți? Deci, pe la 12 noaptea să claxoneze sau să scoată alarma magazinului la ora asta. Și eu privesc la saionage în mod de oră. E nașpa rău că tatăl meu nu vrea, nu aude alarma de la magazin sau de unde vine, că dacă auzea el, se ducea pe stradă să întrebe cine face zgomotul ăla, că vrea să se uite la mine și să se culce. Dar noroc cu fiul mai mare, că el aude tot noaptea și că începe să îi jignească pe ocelos de morților și de nervilor. Glumeam, n-am înjurat vreodată vocilor, dar m-au făcut odată. Cam atât a fost să fim mulți, dați like, comment, subscribe și have a nice day cu Saionage în modul ăsta. Pe curând. Și poate cât că fac ceva.